Drogații bântuie ca niște fantome printre copiii prin parcurile Clujului și autoritățile închid ochii. Un nou caz cu tineri afumați ziua în amiaza mare șochează opinia publică și arată nepăsarea crasă a polițiștilor. Incidentul a avut loc azi într-un parc din cartierul clujan Iris. O bunică a sunat la 112 după ce a văzut doi tineri care manifestau un comportament ciudat printre micuții aflați la joacă. Însă femeia a cerut ajutor degeaba. Oamenii legii nu s-au grăbit să apară. Am ieșit azi cu nepotul în parcul Iris și am rămas șocată. Ziua în amiaza mare, doi tineri drogați se plimbau prin parc. Unul dintre ei a luat-o bezmetic printre copii. Lumea se uita și șușotea că sunt drogați, dar nu a luat nimeni nicio măsură. Am sunat la 112 și după aproximativ 2 ore a ajuns un echipaj de la poliția locală. Cei de la ambulanță mi-au spus că nu au ce să le facă. A sesizat clujanca în apelul trimis către Ziar de Cluj. Jurnaliștii de la Ziar de Cluj scriu că cei de la 112 ar fi redirecționat apelul către un echipaj de la poliția locală. Reprezentanții serviciului de ambulanță spun însă că în astfel de cazuri legea nu le permite să intervină dacă cei care au consumat substanțe halucinogene sunt în stare de conștiință. De lumea cheamă, merge ambulanța la fuge. Tu nu poți pune mâna pe el. Deci dacă numai că e drogat, dacă nu este leșinat, se înțelege. Dacă nu e în comă, dacă poliția constată că e antisocial, atunci da, cheamă. În ultimele săptămâni, parcurile și piețele publice din Cluj-Napoca au devenit locurile preferate ale consumatorilor de substanțe psihoactive. Mai mult s-ar putea să vedem din ce în ce mai des imagini cu tineri care rătăcesc ca niște zombi pentru că autoritățile au dat liber la consumul și cumpărarea de etnobotanice. Pedeapsa cu închisoarea sau amenda penală din legea privind combaterea operațiunilor cu produse precum etnobotanicele nu vizează consumatorul final care își procură produsele cu efecte psihoactive pentru consum propriu. A decis luna trecută în Alta Curte de Casație și Justiție. Agenția Națională Antidrog arată că vârsta medie de consum a drogurilor este de 17,3 ani, iar vârsta de debut este de 13 ani. În ultimul an, Ziar de Cluj și NCN au prezentat zeci de filmulețe cu adolescenți clujeni înghețați de droguri din categoria etnobotanicelor, care au făcut ravagii în școlile din tot județul.